După 122 de ani, clădirea Muzeului Județean Argeș va fi reabilitată. Muzeul a fost construit în anul 1898, după planurile arhitectului Dimitrie Maimarolu, pe ruinele fostului schit Buliga. Până în anul 1970, în clădire și-a avut sediul prefectura, an în care clădirea a fost dată spre administrare Muzeului Județean Argeș. Proiectul de reabilitare va fi finanțat din fonduri europene, având o valoare de 4,84 de milioane de euro, din care 2% este contribuția Consiliului Județean. Stadiul lucrării de restaurare și consolidare a fostei prefecturii a județului Argeș, clădire care din 1970 a adăpostit cele două expoziții de bază ale Muzeului Județean Argeș, vorba de expoziția de științe ale naturii, respectiv expoziția de istorie. Așa cum bine știți, în anul 2017, Consiliul Județean Argeș, în calitate de proprietar, pentru că instituția noastră se află sub autoritatea acestei instituții, a accesat pe fondurile europene prin ADR Sud-Muntenia aproape 4.800.000 de euro pentru restaurarea și consolidarea acestei bijuterii arhitectonice din municipiul Pitești. Iată, am ajuns la stadiul de finalizare a procedurilor de achiziție, avem un câștigător desemnat și în această perioadă operatorul economic lucrează la realizarea proiectului tehnic și obținerea, bineînțeles, a tuturor avizelor legale pentru partea de proiect tehnic și urmând ulterior să treacă la organizarea de șantier și apoi la lucrările efective de restaurare. Având în vedere și faptul că timpul ne presează pentru a se putea realiza proiectul tehnic și pentru a se putea realiza toate analizele fizico-chimice și tot ce au necesar arhitecții și cei care se vor ocupa de această lucrare, am trecut la evacuarea bunurilor de patrimoniu și practic atât expoziția de științe ale naturii cât și expoziția de istorie au fost, de fapt sunt la acest moment în proporție, dacă vreți așa, la 80% evacuate în depozite, pentru că acest lucru presupune niște proceduri foarte clare stabilite prin legea muzeelor, prin legea patrimoniului. Obiectele sunt luate din clădirea care urmează a fi restaurată, aduse în sală de carantină și apoi în depozite pentru a se asigura microclimatul necesar și toate condițiile de conservare și de protecție a bunurilor. Lucrările de restaurare vor dura 3 ani și vor începe la toamnă. Prin acest proiect, împreună cu restaurarea Galeriei de Artă Rudolf Schweitzer Cumpăna, îi va fi redată Piteștului patina timpului de odinioară.